Hei, ați văzut asta? Miruna spune ceva de genul. La ora 14 voi fi prezent în emisiunea Mireasa pe Antena 1. Veți auzi cu siguranță adevărul golgolos de la mine, extrem de asumată, cum ar trebui să fiu pe tot parcursul acestei emisiuni. Nu mi-este teamă, rușine, nu are nimeni drept să mă condamne pentru nimic, doar Dumnezeu. Cine e perfect din cei care ne-au privit susținut să arunce cu pietre. Ne vedem așadar la ora 14. Da, faptul că în continuare are această aroganță, dacă aș putea să o numesc, că cine e perfect să arunce cu pietre. Păi, nu e nimeni perfect, dar nici nu ne-am dus la televizor. Nu ne-am dus la televizor, nu ne-am bătut joc de alte persoane, nu i-am înjurat, nu știți ce s-a întâmplat în competiție. Tocmai pentru că nu suntem perfecți. Dar, ciudat este faptul că, din câte am înțeles eu, cred că majoritatea susținătorilor acestui cuplu i-au scris Doamne Simona, Doamne ferește, gen să îi împace ea sau eu nu știu, nu-mi dau seama. Haideți să vedeți ce a scris și doamna Simona. Mi-a tot scris de ieri în legătură cu despărțirea câștigătorilor emisiunii sezonului trecut. Vă înțeleg și vă împărtășesc dezamăgirea. Însă știți bine că fiecare cuplu își gestionează singur problemele. Miruna și Cosmin vor explica astăzi de la ora 14 ce li se întâmplă. Cumva vă datorează vouă. Celor care i-ați votat și susținut o explicație, dar nu uitați că până la urmă este viața lor. Urmăriți-ne așadar la ora 14. Asta mi se pare penibil, rău, frate, să te duci să-i scrii domnului prezentatoare, să-i cheme, să-i împace sau nu știu ce să le facă. E ciudat, adică pe bune. Ce treabă avea doamna Simona? S-au despărțit. S-a despărțit mădărina cu Radu și cu cununie religioasă și nu i-au mai chemat la televizor. Adică asta chiar nu înțeleg. Sau poate vă este frică că nu mai primezi banii? Uite că s-ar putea să-i primească, din câte înțeleg eu de aici. Haideți să vedem cum va fi.